Mai puțină birocrație și rigoare la vamă. De astăzi, copiii români care locuiesc în străinătate nu mai trebuie să aibă declarații de la părinți atunci când circulă în afara țării. Bianca Iacob vine cu detalii. Bună seara, Bianca, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Legea 248/2005 s-a schimbat, iar începând de astăzi, potrivit Poliției de Frontieră, copiii români minori care au domiciliul în străinătate și care călătoresc însoțiți către statul în care au reședința, la ieșire din România, nu mai trebuie să prezinte declarația părinților de călătorie. Așadar, dovada reședinței se va face prin acte care atestă acest lucru. Legea, în forma ei inițială, nu prevede da posibilitatea ca minorul cu domiciliul în străinătate să părăsească în lipsa acordului părinților sau a tutorelui legal. În situația în care minorul călătorește totuși în altă țară decât în cea în care își are domiciliul sau reședința însoțit de către părinte sau de către o altă persoană majoră, actul normativ menține în continuare necesitatea ca părintele sau reprezentantul legal să își dea acordul cu privire la călătoria minorului. Respectivul acord este de fapt o declarație pe care o știm până acum sub numele de procură. A doua modificare pe care această lege o aduce astăzi este faptul că valabilitatea declarației date de către părinte sau de către reprezentantul legal pentru ieșirea din țară a unui cetățean minor poate fi de maximum 3 ani. Până acum aceasta era valabilă doar un singur an. De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părinților pentru efectuarea călătoriei minorului. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!